vrea să citim în seara aceasta, pasaj un pic mai lung decât a citit fratele Florin Gale, din Genesa, de la capitolul 14, versetele 14 până la 24. E un pasaj frumos, e fascinant, nu e unul din pasajele cu multe reguli și cu complicații la templu și cu curățiri, ci e un pasaj dinamic, cu multe lucruri care se întâmplă. Cred că ne poate în mod frumos satisface nevoia de diversitate, nevoia de a vedea lucrurile dinamice, mișcându-se și încă foarte repede. Geneza, începând cu, din capitolul 14, începând cu versetul 14, în cadrul acestei serii, Puterea numelor lui Dumnezeu, în seara aceasta aș vrea să vă aduc mesajul intitulat Pași sub privirea Dumnezeului prea înalt. Slăvit să fie El. Geneza 14 cu 14 începând. Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 380 din cei mai vitești slujitori ai săi, născuți în casa lui și au urmărit pe împărații aceia până la Dan și a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și a urmărit până la Hoba care este la stânga Damascului. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot cu averile lui, precum și pe femei și norodul. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Cedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, care a dat pe vrășmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram. Nimic pentru mine, afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine, Aner, Eșcol și Mamre. Ei pot să-și ia partea lor. Până aici, cuvântul binecuvântat al Domnului, vă rog să ocupați loc. În seara aceasta vom face ceva un pic deosebit. V-ați obișnuit cu mine cu un mesaj așa de la 35 de minute la 45, câteodată mai rar peste. În seara aceasta încerc să depășesc acest handicap al meu, să vorbesc mult mai scurt, deoarece eu voi vorbi din Vechiul Testament și legătura în Noul Testament, care parțial s-a făcut deja frumos de fratele Ghiță Gale și îi mulțumim, o va face un vechi prieten al meu, Vasile Fălcușan, pe care îl știți deja, ne cunoaștem de vreo 50 de ani cu Vasile și e o bucurie pentru mine să împărțim timpul în așa fel încât și el să aibă un mesaj scurt din partea înțelesul nou testamental a ceea ce citim aici, pentru că e așa de frumos cum se întrepătrund lucrurile acestea. E frumos cuvântul lui Dumnezeu. În săptămâna aceasta am dat din nou peste un cuvânt pe care îmi scăpase din vedere, din Isaia 40 cu versetul 8, care zice, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viață, slăvit să fie El. Dragii mei, vine, suntem în noiembrie, vin tot mai lungi seriile. La televizor n-are rost să te uiți, că nu-i nimic, nu găsești nimic bun acolo. La news, dacă te uiți la news, mai rău îți faci, că te apucă îngrijorările. Cât mai puțin news, cu atât ești mai senin. Dar fă-ți timp în seriile lungi pentru cuvântul lui Dumnezeu. Nu vei regreta, vei găsi lucruri noi, lucruri frumoase. Și eu am găsit și mă bucur că Domnul ne dă această șansă frumoasă de a sluji. În viață noi facem de multe ori pași, facem pași în viața noastră și de cele mai multe ori îi facem în lumină, nu-i așa? Pași în lumina cuvântului, în lumina feței lui Dumnezeu. Dar haideți să fim onești, se întâmplă uneori că facem pași și în umbră.
Eu nu zic în întuneric, să ne ferească Dumnezeu să facem pași în întuneric, dar așa mai în umbră, nu ești chiar în lumină, zici poate nu mă vede nimeni, poate nu o să observe nimeni și faci unele lucruri care un pic te mustră așa conștiința, dar nu-i, te gândești că nu e un păcat chiar așa de mare. Îți pui întrebarea, oare mă vede cineva? Și hai să fac pasul ăsta sau pasul celălalt. Un pas așa, un pic îndoielnic. Aș vrea să-ți răspund la întrebarea aceasta, dacă te vede cineva. Da, categoric te vede cineva și mă vede cineva. Acel cineva este El Elion. Este Dumnezeul prea înalt. Și de aceea mesajul meu, așa cum am spus, se intitulează Pași sub privirea Dumnezeului prea înalt sau a lui El Elion. Ce înseamnă El Elion? Sunt două cuvinte. Primul este El, este rădăcina cuvântului Elohim, care înseamnă în general Dumnezeu. În limba ebraică a fost mult folosit cuvântul acesta pentru a-l denumi sau a vorbi despre Dumnezeu. Elohim ăsta este foarte interesant, este un cuvânt la plural masculin. Deci ca și cum ar fi mai mulți, dar când se aplică verbul, ca și cum ai zice maestățile voastre. Dar când ajungi la verb, zici, ai grijă de noi, vorbești la singular. Deci asta arată în mod tainic, nu știm de ce așa, dar eu cred că ne obișnuiește cu ideea Trinității cumva. Pentru că e la plural, dar vorbim la singular. Adică e cumva într-un chip tainic, nu-i doar o persoană, ci e mai complex. În cazul nostru știm că este Trinitatea, e trei într-unul, dar e unul singur, indivizibil. Și de aceea verbele, acțiunile lui Elohim sunt totdeauna la singular. Dar El este rădăcina de la Elohim, este singular, rădăcina cuvântului. Dar Elion înseamnă cel mai înalt. Elion mai înseamnă și cel mai sus și mai înseamnă și incomparabil. Și mie îmi place cuvântul acesta. Dumnezeul care s-a descoperit aici lui Avram. Înainte Avram îl știa ca Elohim, ca Dumnezeu. Dar dintr-o dată îi se spune acest Dumnezeu cu care deja tu ai avut de-a face, pe care deja știi ce așteaptă. Acest Dumnezeu e prea înalt, e incomparabil, nimic nu-i mai sus ca El. Este foarte slăvit Dumnezeu acesta. De aceea îmi place numele acesta, El Elion sau Dumnezeul prea înalt. O, Doamne, pătrunde-ne de măreția, de slava, de unicitatea lui Dumnezeu. Este cel prea înalt, nimeni nu-i ca El. Au încercat mult și Lucifer a încercat, dar nu se poate. El este incomparabil, este Dumnezeul prea înalt, slăvit să fie El. S-a descoperit lui Avram, dar vorbește inimii tale în seara aceasta. Sunt dimensiuni și noi la Dumnezeu ne adresăm în mai multe feluri. Îi zicem Tată Ceresc, îi zicem Domn al oștirilor, îi zicem Împărat al nemuririi, îi zicem Domn al vieții. Aleluia! De aceea sunt mai multe nume, că nu-L încap cuvintele. Nu ne ajung cuvintele să descriem cât de măreț este Dumnezeu. Aș vrea să urmărim împreună câteva stări din pasajul acesta sau pași. Eu am numit pași, ar putea fi și stări în care sau împrejurări în care s-a găsit Avram, dar eu le-am numit pași fiindcă se derulează dintr-un moment de liniște, așa cum o să vedem, se derulează foarte rapid. Dacă, nu știu dacă s-a făcut un film pe pasajul ăsta, dar dacă s-ar face un film din acela creștin, ar ieși un film foarte fain de acțiune. De ce? Se derulează rapid și nu sunt lucruri simple, sunt lucruri complicate. Și mi-a plăcut, cum am zis, este un pasaj dinamic, nu te plictisești dacă dai atenție la acești pași pe care i-a făcut Avram. Pașii aceștia i-a făcut așa cum și noi aș vrea să facem pași, nu în ideea că poate nu ne vede nimeni, în ideea că El a știut că sunt pași făcute sub privirile lui Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să înțelegem fiecare din acești pași au fost făcuți și eu cred că Avram a știut că sunt sub privirile lui Dumnezeu. Mai întâi îl găsim pe Avram, dacă arătăm slide-ul următor, îl găsim pe Avram mulțumit. În 13 capitolul anterior cu 18 citim: Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și acolo a zidit un altar Domnului. Iar în Geneza, tot în Geneza la 14
cu versetul 13, care chiar anterior pasajului citit de mine, citim: a venit unul, adică un slujitor sau un om care scăpase și a dat de știre lui Avram, evreul, acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legături de pace cu Avram. Eu am ajuns la concluzia că Avram era sub stejari, la umbră, se trăsese acolo. Ce e mai plăcut când e așa de cald decât niște stejari stufoși, mari de tot, și să stai la răcoare, să nu stai în soarele acela torit din Țara Sfântă, cum îi spunem noi. Avram avea toate motivele să fie mulțumit. Trecuse printr-o aventură în Egipt, unde, din nou, a vrut cumva el să-l ajute pe Dumnezeu să fie ocrotit și a încurcat-o de tot, dar a făcut omul acesta, n-a fost perfect. A greșit, dacă citiți un pic mai înainte. Și de asemenea a avut ceva care l-a durut la inimă. S-a despărțit de nepotul lui Lot, la care el ținea foarte mult, datorită faptului că nu le ajungea locul pentru animalele să pască pe care le aveau. Și așa mai departe, o mică ceartă acolo între slujitori și ei s-au despărțit. Trecuse perioada aceea, dar el între timp zidea altare lui Dumnezeu, colinda țara aceea atât de frumoasă, de la Liban până în sud, acolo, cred că, dacă nu mă înșel, Berșeba este în sud. Colinda țara, făcea altare și se încredea în promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu îi făcuse niște promisiuni și zice: colindă țara aceasta, Avrame, că toată va fi a ta, toată va fi a seminției tale, țara aceasta, va fi a ta. Nu chiar acum, mai aștept, dar va fi a ta. I-a promis că îi va da o sămânță de urmași, adică urmași. El era în vârstă, soția lui nu năștea, dar el s-a bucurat de părtășie cu Domnul, avea turmele multe, umpleau toate câmpurile și dealurile, avea slujitori, viteji și la care l-ascultau, avea o soție frumoasă, avea tot ce îi trebuia și stătea liniștit și mulțumit la umbră. Și dintr-o dată Noi ne regăsim câteodată în starea aceasta a lui Avram și noi, uneori. Parcă există momente, nu multe, dar există în viață când zici: am tot ce-mi trebuie, mă simt în sfârșit mulțumit și liniștit și am pace. Și exact așa, noi ne regăsim în pașii lui Avram, dragii mei, pentru că exact așa s-a întâmplat cu el, dar dintr-o dată, printr-o simplă veste, mulțumirea și liniștea se încetează și trecem la pasul al doilea, foarte rapid. Avram luptă. Avram merge la război. Deci, vine o vesterea, așa cum am citit în versetul 13, capitolul 14, că a venit unul. Au fost niște împărați acolo și Chedor la Omer acesta cu alți împărați a bătut pe regele sau împăratul, că sunt cam sinonime cuvintele astea, cum sunt folosite în Scriptură. Erau niște regi așa, teritorii mai mici, să nu ne închipuim un regat ca Franța sau mai mare sau ca Rusia. Erau regiuni mai mici unde era câte un rege din acesta. S-au bătut 4 împărați contra 5 împărați. Împăratul Sodomei a pierdut bătălia, a fost luate bogățiile, au fost jefuită armata cât a mai rămas, armata a fugit, au fost luați robi, femei, copii și între toți aceștia a fost și Lot, nepotul lui Avram. Și dintr-o dată Avram trece rapid și pe mine mă surprinde fără să șovăiască. Omul acesta liniștit de la umbra stejarilor dintr-o dată devine un comandant de oști, sau să zic, comandant de trupă, că nu era așa mare oștire, dar modul în care acționează extraordinar de sigur pe el. Și din nou, nu-mi pot explica lucrul acesta dacă nu ar fi fost privirea Dumnezeului prea înalt. Eu nu-mi pot explica asta. Stătea la umbră, era în vârstă, trecut de jumătatea vieții. Avea tot ce-i trebuia, ăștia n-aveau treabă cu el. Era pasul acesta de trecere la acțiune, de luptă. Eu cred că a fost sub privirile lui Dumnezeu. Și Avram, foarte frumos, el a fost motivat de iubire, de dragoste și de grijă pentru nepotul său Lot. El
făcând pasul acesta, dragii mei, erau mai mulți împărați biruitori și el cu un număr mic de oameni, cu siguranță că aceia au avut mai mult de 380 de oameni, cu siguranță, mult mai mulți, de ordinul zecilor de mii poate, miilor cel puțin, și tu cu un număr redus de oameni care nu sunt profesioniști în luptă, îți riști viața pentru că iubești pe fratele tău. Frate, îi spunea, era, practic era fiul fratelui lui, dar îl considera ca un frate mai mic și îi purta de grijă. E extraordinar lucrul acesta, mai ales, dragii mei, țineți cont de faptul, atunci când nu le-au mai încăput locul cu turmele, Avram îi spune lui Lot, hai să nu ne certăm și noi, că se ceartă deja strujitorii noștri, iau în dreapta sau în stânga, tu cu ei în sud, eu iau în nord, și invers. I-a dat prioritate să aleagă el, era cel mai tânăr, Avram era seniorul, Avram era liderul acelui clan de care ei aparțineau. Și Lot face un gest, nu numai nepoliticos, face un gest egoist când își alege partea care i s-a părut lui cea mai gustoasă, nu, cea mai bună pentru turme, câmpia din dreptul Sodomei și a Gomorei. Dar lucrurile s-au arătat că nu a făcut o alegere bună. Dar punctul este acesta, a arătat egoism și lipsă de respect. El trebuia să-i cum unchiule, nu pot. Tu alege întâi și eu ce rămâne. Și cu toate acestea, pe mine, acest altruism al lui Avram mă face să reflectez, dragii mei. El și-a riscat viața, a înarmat rapid de tot slujitorii credincioși și a trecut noaptea la luptă, la bătălie și cu ascucisul săbiei. Au câștigat lupta, au eliberat totul și a salvat nepotul pe care îl iubea. Dragii mei, nu știu, mă uit la voi. Aș vrea să văd între voi un înger care ar face ce a făcut Avram. Îmi place, mi-ar plăcea mult să văd. Dar vă spun, eu nu știu dacă aș putea așa ceva. Văd în el așa un altruism, așa o lipsă de o lepădare de sine, ceva dumnezeiesc, ca pentru cineva care ți-a greșit, l-a iubit, te-a dezamăgit, ți-a greșit tare și tu riști totul, tot ce ai, fericirea, liniștea, tot. Și treci la luptă să-l salvezi. E ceva dumnezeiesc în asta și, cum am spus, Avram luptă, este un pas admirabil al lui Avram. Și trecem la pasul următor. Avram spune da și spune nu. Slăvit să fie Dumnezeu care ne dă putere și inspirație prin Duhul Sfânt să spunem da lui Dumnezeu și să spunem nu acolo unde trebuie să spunem nu. Când a venit în chip atât de frumos Melchisedec, la care nu știu dacă s-aștepta Avram, pare tot o surpriză. În primul rând, el nu s-a așteptat să-l întâmpine nimeni, poate niște soli să trimită regele Sodomei care scăpase cu viață, să-i dea înapoi sau îi trimitea el pe oamenii și animalele răpite și așa mai departe. Nu știm, dar e surprinzător faptul că se întoarce biruitor și iese în față Melchisedec, care așa frumos deja a fost descris, foarte frumos, Melchisedec acesta. Îi iese în față și Avram îi spune da. Este minunat faptul acesta că Avram acceptă binecuvântarea lui Melchisedec. Acceptă afirmația că El, Elion, este același Dumnezeu. Că Avram nici nu s-ar fi... n-ar fi nici băgat de seamă ce zice Melchisedec dacă nu era convins. El a fost convins că e același Dumnezeu, doar o altă trăsătură frumoasă despre Dumnezeu, dar e același Dumnezeu. El era cu Melchisedec în acord, cântau în aceeași gamă, dragii mei, sufletul lor vibra de puterea aceleași credințe în singurul Dumnezeu adevărat, care, iată, îi se arată și sub un nume slăvit și frumos, cel mai înalt sau incomparabil. Deci, acest lucru îl observ eu, că el prin zeciuială, el este în aceeași gamă cu Melchisedec și prin zeciuială el îi dă un da puternic. El aprobă ce zice, aprobă binecuvântarea, aprobă faptul că Dumnezeu i-a dat biruință și, în plus, ce îmi place, după ce spune un da așa de răspicat lui Melchisedec, cu toată inima lui și cu
zeciuiala, în schimb are puterea și claritatea, dragii mei, să spună foarte hotărât nu regelui Sodomei. Asta mi-a plăcut mie foarte mult. Deci Avram aproape sigur că știa ce se întâmplă pe acolo prin Sodoma, știa obiceiurile lor, știa păcatele lor, că la scurtă vreme Sodoma și Gomora au fost nimicite. Și eu cred că Avram aici este de-a dreptul nepoliticos și dur cu acest împărat al Sodomei. Adică vă dați seama, dacă ar veni la tine sau la mine, dacă ar veni cineva și zice, nu, ți-o vreau să-ți fac un cadou, dă-mi înapoi lucrurile alea care erau ale mele, dar eu vreau să-ți fac ție un cadou. Dacă eu aș răspunde cum a răspuns Avram, mi-aș face din om ăla, dacă nu un dușman, cel puțin un străin, nu-i așa? Dacă i-aș zice, măi, eu de la tine nici un capăt de ață nu iau, eu de la tine nici o curea de încălțăminte nu iau. Vă dați seama, priviți cu prospețime la lucrul acesta, este de-a dreptul ofensator. De ce? Fiindcă Avram nu vroia să aibă nimic de-a face cu Sodoma și cu Gomora. Dragii mei, putem face o pauză aici. În lumea aceasta, mulți credincioși sunt lipsiți de claritatea și de puterea dumnezeiască de a spune da și de a spune nu. Dar omul acesta lui Dumnezeu a avut claritate. Toate astea se desfășurau rapid, era viteză în ele. Dar el nu-i confuz, ci spune lui Dumnezeu și preotului lui Dumnezeu. Îi spune, da, tu ești mai mare în rang ca mine, îți aduc zeciuiala că tu slujești pe Dumnezeu acesta prea înalt tot timpul. Și celuilalt îi spune, n-am nimic de-a face cu voi. Nici o ață, nici o curea de încălțăminte. Ce faci cu o curea de încălțăminte? Nu faci nimica. Dacă nu-ți dă încălțămintea întreagă, dar nici cureaua nu trebuie de la tine. Pe mine m-a umplut de bucurie faptul că el a avut claritatea să spună da și nu, și că așa de mult și noi avem nevoie de același lucru. Tineri dragi, aveți nevoie să știți să spuneți da și aveți nevoie să știți să spuneți nu. Și noi, cei adulți sau în vârstă, la fel. Pasul al patrulea, Avram se închină în versetul 20, partea a doua. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Deci după ce l-a binecuvântat pe Avram, l-a binecuvântat pe Dumnezeu, Melchisedec a tăcut. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Eu cred că aici Biblia ne descrie un act de recunoștință inspirat de Dumnezeu. El a vrut să facă ceva deosebit, să-și arate recunoștința. În momentul în care i-a spus acest preot al Dumnezeului prea înalt, al lui El Elion, i-a spus că el a câștigat bătălia datorită lui Dumnezeu, care l-a binecuvântat să o câștige, în momentul în care l-a binecuvântat pe Dumnezeu, în momentul în care a simțit că ei slujesc acelui Dumnezeu prea înalt. Inima lui a fost plină de bucurie și a vrut să se închine. Dragii mei, și noi astăzi ne închinăm frumos, ridicăm mâinile, cântăm cântece frumoase, dar noi trebuie să avem și tăria aceasta să ne închinăm și cu darurile noastre, cum frumos a pronunțat în engleză fratele Gale, și sunt și eu complet de acord, pentru că el n-a făcut-o fiindcă era o lege să o facă. El a făcut lucrul acesta nesolicitat, din inimă, necerut de Dumnezeu, ceva spontan. Noi ce facem spontan pentru Dumnezeu? Noi ce facem să ne arătăm recunoștința din când în când, când bucuria ne umple inima? Să facem lucruri spontane, să aducem daruri lui Dumnezeu. Fie pământești, fie materiale, fie de altă natură, de slujire sau de compasiune sau de dragoste sau ceva să facem frumos pentru el. Așa a făcut Avram, dându-i 10% din ceea ce avea. Avram mai face un lucru, validează poziția sau rangul de mare preot al lui Melchisedec.
îl validează. Melchisedec acesta ne uimește, este un personaj unic în felul lui în Vechiul Testament și în întreaga Biblie. Și poate că taina de plină a lui Melchisedec o vom ști numai în împărăția lui Dumnezeu, că este formidabilă. Se fac speculații, dar eu nu vreau să fac speculații, eu vreau să spun ce este clar. Ce este clar este că este numit rege al Salemului, împărat al Salemului. Salem înseamnă pace și era numele mai vechi al Ierusalimului. Deci iată, Melchisedec acesta era împăratul păcii. Împăratul păcii. Apoi, de asemenea, era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Era mare preot. Avea poziție de rege al Salemului și mare preot al Dumnezeului celui prea înalt. Mai mult, Melchisedec înseamnă, știți ce înseamnă? Știe cineva? Rege al neprihănirii. Vă dați seama ce încărcătură într-un singur personaj? Împărat al păcii, mare preot al Dumnezeului prea înalt, împărat al neprihănirii și în plus un element care iar îți dă de gândit. Cu ce vine înaintea lui Avram? Când România avea rege, când mergea regele în vizită prin țară, cu ce îl întâmpinau? Cu pâine și sare. Dar aici nu-i pâine și sare, aici este pâine și vin. Eu cred că și aici e o trimitere. Eu cred că și aici vorbește profetic. Dumnezeu prin personajul acesta vrea să spună ceva. Și Avram are de-a face cu el și validează. Da, Avram îl recunoaște, Avram că este mai înalt în grad. Că de-aia e de zeciuială. Deci este un personaj foarte frumos și taina aceasta, cred că de plin, nu o vom înțelege aici, dar totuși ne place. Și cât știm, este foarte frumos. Și ultimul pas al lui Avram, Avram descoperă lucruri noi. Avram înțelege că El Elion era un alt nume minunat pentru același Dumnezeu. Avram îl cunoștea pe Dumnezeu. Avram văzuse izbăvirea lui Dumnezeu. Avram făcuse altare și Dumnezeu îi vorbise. Dacă Melchisedec venea și spunea, o, Avrame, ăla, vechiul Elohim, ăla nu îi ce trebuie. Uite, ăsta e Dumnezeu care ți-o da biruință, ăsta e Dumnezeu care, pe care să-l binecuvintezi, El Elion. Avram nici nu l-ar fi băgat în seamă, dar l-a băgat în seamă când Duhul lui a simțit și a știut că același Dumnezeu, privit din alt unghi, îl vezi mai mare, îl vezi cel prea înalt, îl vezi că nimeni nu se poate ridica acolo. A încercat Lucifer, dar n-a reușit. Nimeni nu poate. O, Doamne, te recunoaștem ca Dumnezeul prea înalt. Nimic în lume, nimic sub soare, nimic în univers nu este așa înalt ca Dumnezeul nostru, slăvit să fie El. Acest lucru l-a validat Avram și l-a descoperit, a descoperit lucrul acesta. De asemenea, Avram descoperă că biruința în luptă venea de la El Elion, care îl ținuse sub privirea lui ocrotitoare. Că vorbeam de titlu, ziceam, pași sub privirea Dumnezeului prea înalt. Dragii mei, el înțelege în acest schimb, în această interacție cu Melchisedec, el înțelege că da, el a fost un bărbat viteaz, da, a fost priceput, da, bun organizator. Da, dacă vrei chiar tactician să faci atac de noapte cu mai multe cete, trebuie tactică. Dar toate astea nu ajungeau. El învață de la Melchisedec și descoperă că a biruit din cauza că era sub privirile Dumnezeului prea înalt și Dumnezeul prea înalt i-a dat biruință. Și el acceptă lucrul acesta. Îl descoperă și îl acceptă și îi place. De asemenea, se bucură auzind că El Elion este ziditorul cerului și al pământului. Ziditorul cerului, adică cu alte cuvinte, creatorul a tot ce există. Și acest lucru de unde l-a descoperit? Din spusele lui Melchisedec. Și știți ce e interesant? Atât de repede primește mesajul ăsta Avram încât când jură împăratului Sodomei că nu o să primească nimic, el jură deja pe numele acestea nou și pe ziditorul cerului și al pământului. Uitați-vă și vedeți cum spune. Zice așa, ridic mâna în versetul 22, partea a doua, ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului și îi jur că nu voi lua nimic de la tine. Mie îmi place foarte, nu știu dacă voi sunteți așa de încântați și entuziasmați cum sunt eu, dar eu sunt de faptul acesta că descoperă un lucru nou
Știți, în vremea aceea, zeii care erau mintea oamenilor, care era flămânți de după Dumnezeu, dar nu știau cum și își făceau idol și căutau un zeu, are asta, are asta, erau regionali. Uneori era zeul nostru bun în câmpie, dar noi nu ne batem pe deal sus cu dușmanii noștri, fiindcă Dumnezeul lor e mai tare pe sus pe munte. Toate astea se dărâmă în momentul în care El învață, este cel prea înalt și El este ziditorul cerului și al pământului. Forever and ever, întotdeauna. Deci, Dumnezeu apare într-o lumină nouă și Avram descoperă mai mult din măreția, din slava, din capacitatea lui Dumnezeu și lucrul acesta îl bucură foarte mult pe Avram. Acestea sunt pașii pe care Avram i-a făcut cu foarte mare viteză, foarte dinamic, dragii mei, și aș vrea să mergem la slide-ul 3, relevanță pentru noi. Cât de relevant este pentru noi pasajul acesta din trecut? Mai întâi, pașii lui Avram sunt de multe ori chiar pașii noștri. De multe ori și noi trecem prin fazele acestea, poate nu în toate 5, poate în 3 sau în 4 sau în 2 din ele, dar de multe ori suntem mulțumiți și nu ne mai lipsește nimic, suntem plini de pace, dar nu durează mult. Și dintr-o dată vine o veste și începe lupta, începe frământarea, începe alergarea și așa mai departe. Și ce aș vrea să vă spun este faptul că Avram a avut claritate și curaj, chiar făcând pașii aceștia repezi, nu găsim aici să facă nicio greșeală. De ce? Fiindcă el învățase deja să facă pașii lui sub privirea lui El Elion, sub privirea Dumnezeului celui puternic. Și acesta cred că este secretul și de asemenea vreau să mai zic, pentru noi e important lucrul acesta, în pașii pe care îi facem noi, dragii noștri, să nu-i facem în umbră, că acolo în umbră nu știm dacă este privirea binevoitoare a Dumnezeului nostru, nu știm. Dar când îi faci în lumină, atunci știi, ca și Avram. Avram a fost liniștit și mulțumit, dar vreau să vă întreb, când s-au terminat toate astea, când s-au terminat toate astea și s-a întâlnit cu Melchisedec și s-a umplut de bucurie, când a fost mai fericit și mai mulțumit? Când stătea la umbră sub stejar sau acum la urmă? Ce ziceți? Când a fost? La urmă a fost mai fericit și acest lucru vreau să te încurajez, suflete drag, de aici din sala aceasta sau care asculți poate pe un app, pe o aplicație pe internet. Dacă facem pașii noștri sub privirile Dumnezeului prea înalt, sub privirea Lui aprobativă, pentru că acest Dumnezeu a avut aprobare și privirea Lui a fost aprobatoare pentru ce a făcut, pentru pașii aceia lui Avram. De aceea aș dori ca și noi să facem pași sub privirea aprobatoare a lui Dumnezeu, să nu ieșim din voia Lui. Și mulțumirea noastră de la urmă va fi mai mare decât mulțumirea de acum. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne ajute să facem așa.